Scena se umple iarăși de culoare. În aplauzele dumneavoastră, de fiecare dată, urmează să intre în scenă românii din Bulgaria. O invit alături de mine pe doamna Albena Borisova. Bine ați venit și vă las microfonul să ne spuneți câteva cuvinte. Bună ziua, bine v-am găsit! Ansamblu Veselie din Vid, din Bulgaria, păstrător tradiții și obicei românești. Mulțumesc cu părintele Mihai Blaș pentru invitație și a ceea ce face pentru noi. Mulțumesc gazdele la Covăsânț, care așa de călduros ne-a primit. A ceea ce aș vrea să spun a fi puțin, doar una, purtăm suflet românesc. La mulți ani, multă sănătate vă doresc și Doamne ajută!
Thank you.
Mulțumim, nu plecați. Cu voi mai am o treabă. Aș vrea să vă prezint cel mai longeviv grup, alături de grupul din Chișinău, din Hora Horița. Ei sunt cei mai longevivi, adică din prima ediție, de 7 ani, vin în fiecare an și de la an la an vedem progresul. Probabil ați auzit de unul dintre generalii sau ajutoarele lui Mihai Viteazu, care făcea dese incursiuni la sudul Dunării, de Baba Novac. Ei sunt chiar din satul Baba Novac, unde Baba Novac are o cetate acolo. Și parcă de-a lungul timpului este un stindat care să spună noi luptăm pentru voi, noi trăim pentru voi, așa cum ne-a spus și Albenea de multe ori. Dar atât de bine s-au integrat în grup, probabil ați auzit după aplauze, când ați auzit-o vorbind pe Albenea, de ce? Încă din a doua ediție, fiind copleșit de mulțimea grupurilor și neavând experiență, la un moment dat am văzut-o pe Albenea că merge prin sat, bate la ușă și spune: eu sunt Albenea, am nevoie de un aragaz, mi-l dați? Și l-au dat. Atât de mult s-au apropiat covăsânțenii de grupul din Bulgaria, încât în fiecare an sunt aceleași familii care îi țin și poartă legătura cu ei. Le mulțumim pentru sufletul cald și noi am fost la Cutova și la Vidin, acolo de unde sunt. Grupurile noastre, adică ansamblu de dansuri al bisericii, a fost în toate țările de unde au venit ei și de multe ori știu ei ce se întâmplă în Covăsânț, de acolo, din Vidin sau din Chișinău, decât mine, cel care locuiesc aici. Mulțumesc foarte mult și sunteți ai noștri, sunteți de ai noștri. Vă revenim ca frații. Mulțumim. Acum vreau să invit în scenă pe domnul deputat de zonă, domnul Dorel Căprar, care să vă adreseze câteva cuvinte, pentru că și dânsul în Parlamentul României a făcut parte din Comisia pentru Minorități și Culte. Mulțumesc, părinte, bună ziua! Preasfinția voastră, sfinții părinți, doamnelor și domnilor, de câte ori vin la Covăsânț, nu pot să nu îl felicit pe Părintele Blaj pentru inițiativa care au avut-o cu această locație și cu acest festival și nu numai. Într-adevăr, am făcut parte din Comisia de Minorități, Culte și Drepturile Omului. Din păcate, la această oră nu mai fac, dar fac parte din alte comisii care tot legate de românii din diaspora, de românii din afara țării noastre. Am văzut acest ansamblu bulgăresc, am văzut tradiția românească care nu se pierde în altă țară și îmi doresc ca prin ceea ce vedem noi astăzi la Covăsânț să nu uităm că suntem români, să fim mândri că suntem români, indiferent unde suntem, că suntem în România sau suntem în altă țară. Mi-aș dori să nu mai aud din gura românilor vorbe urâte despre România și despre români. Este singurul lucru care ne poate ține aproape. Să ne divizăm este foarte simplu și foarte ușor. Orice divizare etnică, confesională, nu știu, politică, ne poate aduce doar de servicii. Eu îmi doresc ca România să fie o țară unită, cu români adevărați, care să trăiască atât în România cât și în afara țării bine, fericiți, sănătoși și liniștiți. România este o țară binecuvântată și așa trebuie să o ținem în continuare. Doamne ajută și încă o dată felicitări, părinte! Mulțumim!